Lucrurile sunt date peste cap de pandemia de coronavirus, dar selecționerul Burcea, capitanul Cristina Neagu și celelalte fete cred cu tărie în forțele lor. Ca și cum miza nu ar fi suficientă, antrenorul a făcut o promisiune inedită legată de cea de-a doua lui dragoste în materie de sport, motoarele. Condițiile anterior în care ne aflăm în acest moment, se poate întâmpla dacă ieșim cu bine din grupă, Orice este posibil, însă, părerea mea, cel mai important lucru la acest european este meciul de debut împotriva Germaniei. Eliza Boceschi, jucătoare revenită la lot după ce mai bine de jumătate de an a fost suspendată alături de fostele colege de la Corona Brașov, este încântată de cum a regăsit naționala. Pedale, ce face? Oh, nu știu dacă aș face nebunie, probabil că m-ar motiva și mai mult să mă antrenez mai bine, să să rămân la, la un nivel înalt. Eu am avut destul de vacanță, nu mai am nevoie de vacanță, tot ceea ce îmi doresc acum este să fiu pe teren. Pentru că pandemia a încurcat toate competițiile, antrenorii Bogdan Burcea și Robert Licu nu au avucat să debuteze într-un meci oficial pe Banca Națională a României, deși au fost instalați în funcții în luna ianuarie, practic prima lor partidă va fi cea cu Germania de la campionatul european. Mai în glumă, mai în serios, îi spuneam colegului meu, îi spunea și el problema, domne, că zic, mă, Robert, ce ai, ești bun. Suntem singurii antrenori din istorie neînvinși. România va juca primul meci la 3 decembrie contra Germaniei, două zile mai târziu urmează duelul cu Polonia, iar apoi cel cu Norvegia, ultimul din grupă, la 7 decembrie.